seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Veronica Drăgălin a câștigat concursul pentru funcția de șef al Procuraturii Anticorupție. Din cei 4 candidați înscriși în cursă, ea a acumulat cel mai mare punctaj. CEDO a condamnat Republica Moldova și a obligat statul să-i achite familiei lui Valeriu Boboc, tânărul omorât în bătaie pe 7 aprilie 2009 în piața Maria Dunăr Națională, peste 50.000 de euro. O adolescentă din Bălți a ajuns la spital cu o comoție cerebrală după ce a fost lovită de o ambulanță în timp ce traversa strada regulamentară. Deputatul ucrainean Evgeni Iacovenko, reținut în acest weekend în Moldova, nu va fi extradat. Procurorii anunță că el a fost anunțat în căutare internațională de către Belarus și că în cazul extradării, drepturile lui ar putea să nu fie respectate. Veronica Drăgălin este câștigătoarea concursului pentru funcția de procuror șef al Procuraturii Anticorupție. Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor, iar acum candidatura acesteia urmează să fie înaintată procurorului general interimar. Până în prezent, Veronica Drăgălin a fost procuror în California, unde a instrumentat numeroase cazuri de corupție mare și a obținut chiar și un premiu din partea FBI. Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât, desemnat pe doamna Veronica Drăgălin, care a acumulat cel mai mare punctaj final, câștigător al concursului public de selectare a candidatului la funcția de procuror șef al Procuraturii Anticorupție. În ședința de astăzi, cei 4 candidați la funcția de șef al Procuraturii Anticorupție au trecut etapa interviului. Pentru că se află în SUA, Drăgălin a fost intervievată online. Procuratura Anticorupție are nevoie de o schimbare radicală. Procurorii au obligația și mandatul de a acționa în interesul cetățenilor și al țării, dar, din păcate, eu cred că cetățenii și țara au pierdut încrederea că procurorii au respectat acest mandat. Procuratura Anticorupție trebuie să câștige încrederea societății, să devină o instituție bine respectată, care funcționează la cel mai înalt potențial. Drăgălin a dat asigurări că în calitate de șef al Procuraturii Anticorupție va aplica legea în mod echitabil și corect în fiecare caz și că nu se va lăsa influențată de politicieni sau persoane corupte. Ceea ce ofer eu este o schimbare. În ceea ce privește experiența profesională, eu am petrecut peste 10 ani lucrând la cazuri complexe de corupție. Multe dintre ele au avut aspecte internaționale. După ce i-au intervievat pe toți cei 4 candidați, membrii Consiliului Superior al Procurorilor i-au acordat Veronica Drăgălin cel mai mare punctaj. Ca urmare a interviului, candidații au obținut următorul punctaj mediu final. Domnul Bordean Adrian, 40,93 de puncte. Doamna Drăgălin Veronica, 72,15 puncte. Domnul Brânză Victor, 36,15 puncte. Și domnul Iachimovski Octavian, 53,01 puncte. Acum CSP urmează să propună procurorului general interimar candidatura Veronica Drăgălin pentru a fi numită în funcția de procuror șef la Procuratura Anticorupție. Veronica Drăgălin a plecat din Republica Moldova la vârsta de 7 ani, iar în Statele Unite a ajuns pe când avea 11 ani. În CV-ul său, Veronica Drăgălin a indicat că în 2008 a absolvit Facultatea de Biologie și Chimie de la Universitatea din Carolina de Nord, iar în 2011 Facultatea de Drept la Universitatea din Virginia. Ulterior, i-a ajuns procuror adjunct în secția de corupție publică și drepturi civile din biroul procurorului american din districtul central al Californiei. Drăgălin deține mai multe premii obținute în SUA, cum ar fi premiul cazul anului din partea biroului alcool, tutun, arme și explozibil și premiul directorului FBI. Este nominalizată la premiul național pentru tânărul avocat federal și la premiul procuror de prim rang pentru femeile din forțele federale de justiție. Concursul pentru funcția de procuror șef al Procuraturii Anticorupție a fost demarat în februarie curent, când a fost instituită o comisie formată din 5 membri. Instituția este fără conducere oficială din 2020, după ce Viorel Morare a fost suspendat, apoi demis din funcție, în urma indentării mai multor dosare penale pe numele său. Nu au închis în ochi toată noaptea, au mizat pe noroc, iar unii i-au întârziat la examen. Absolvenții de liceu au susținut astăzi proba la limba de instruire. Noaptea trecută am învățat până la 12 și m-am culcat. Emoțiile cum sunt? Nu sunt. Emoțiile lipsesc. Am dormit doar 3 ore, dar nu din cauza la repetat, ci din cauza iarăși emoțiilor, grijilor. Sper să fie bine.
unii absolvenți au venit la examen cu caietele și au repetat până la ușa centrului de bacalaureat. Ce emoții au avut după, vedeți în jurnal. După ce ieri cel mai mare distribuitor de energie electrică din centrul și sudul țării a cerut majorarea tarifului la lumină, astăzi și furnizorul din nord a venit cu o asemenea solicitare. Cererea ca prețul să fie majorat cu aproape 20% a fost depusă la Agenția Națională de Reglementare Energetică. ANRE va examina ambele solicitări, iar mâine ar urma să ia o decizie. Compania furnizare energie electrică Nord cere ca tariful pentru consumatori să crească cu peste 40 de bani per kilowattoră și să ajungă la aproape 3 lei, ceea ce constituie o majorare cu peste 16% față de tariful actual. În solicitare, responsabilii de la FEE Nord scriu că este nevoie de aceste majorări întrucât prețul de achiziție a energiei electrice de la Energocom s-a majorat cu peste 10%, iar fără ajustarea tarifului, compania înregistrează pierderi. Cei de la ANRE au spus că mâine vor lua o decizie, iar și Premier Energy, care livrează electricitate în sudul și centrul țării, a cerut agenției majorarea tarifului, motivând că înregistrează pierderi. Reprezentanții companiei au cerut ca tariful să crească de la aproximativ 2,17 bani per kilowattoră la peste 2,70 de bani. Furnizorii de curent electric au cerut majorarea tarifului după ce, începând cu luna mai, Republica Moldova cumpără electricitate mai scumpă de la Cuciurgan, dar și din Ucraina. Ultima dată, tariful la energie electrică a fost majorat în luna martie. Control comun la punctele de trecere a frontierelor moldoromâne este una dintre soluțiile pe care le propun responsabilii serviciului Vamal pentru a debloca transportul de mărfuri la frontiera cu România. De 5 zile sunt cozi kilometrice de camioane, iar șoferii sunt nemulțumiți că așteaptă ore în șir ca să treacă vama. De astăzi, conducătorii auto vor beneficia de asistență medicală și psihologică. Avem marșurile 8 km până în vamă. Nu mai vorbesc de faptul că și în vamă mai sunt nu știu câte zeci de camioane. Cam așa arată situația din vama Leușenței. Filmulețul a fost postat pe rețelele sociale de o șoferiță de tir care a ajuns astăzi în vama Leușeni. Tot astăzi, responsabilii de la serviciul Vamal au declarat că cele mai mari cozi de camioane sunt înregistrate acolo. Potrivit lor, motivul ar fi numărul mic al vameșilor pe partea română, ceea ce lungește procesul de verificare a camioanelor. Pe sensul de intrare s-au perfectat 321 de autocamioane. Noi avem 10 piste de activitate pentru autocamioane. 5 la intrare, 5 la ieșire. În post activează permanent 19 persoane, 19 funcționari Vamal. În sectorul Marfar activează 8 persoane. Post Vamal Leușeni are o capacitate destul de mare de perfectare la ieșire. Poate perfectează în 24 de ore până la 500 de autocamioane. Din păcate, partea română la Albița poate perfectează maxim undeva la 200-250 de autocamioane. Asta la fel este un motiv de ce se creează aceste rânduri și ambuteaje. Rândurile se formează și din cauza infrastructurii din preajma punctelor vamale, dar și a războiului din Ucraina, așa cum circulația prin mai multe puncte de trecere a frontierii cu țara vecină este restricționată. Este război care practic a blocat toate posturile vamale care sunt în cotarul cu Ucraina. Dacă o mare parte din exporturile din Republica Moldova erau efectuate prin nord, centru și sud, acum aceste exporturi nu sunt mai efectuate pe aceste posturi vamale. Respectiv, toată economia Republicii Moldova a fost reconcentrată, redimensionată și redirecționată pe posturile vamale cu frontiera cu România. Pentru a fluidiza traficul, responsabilii de la serviciul vamal le propun colegilor din România crearea punctelor de control comune. Ca măsuri pe termen scurt și imediate ar fi sincronizarea capacităților posturilor vamale, deoarece capacitatea de procesare și de efectuare procedurilor vamale a posturilor vamale din Republica Moldova este practic de 2 sau de 3 ori mai mare decât posturile vamale pe frontieră din România. Dacă s-ar sincroniza aceste orare de muncă, capacitatea, numărul de personal, a doilea este o măsură care este pe un termen mai lung, dar totodată s-ar putea de urgentat. Este vorba de controlul comun. Noi spunem generic controlul comun, este vorba despre vămuire comună, de fapt amplasarea structurilor vamale și altor structuri în cadrul unui același post. Șoferii de camioane stau în rând la punctele de trecere moldoromâne de 5 zile. Astăzi a fost luată decizia ca aceștia să beneficieze de asistență medicală și psihologică din partea angajaților Poliției de Frontieră, SMURD și IGSU. Acum 2 zile, un șofer de tir în vârstă de 62 de ani a murit în timp ce aștepta de mai bine de 20 de ore să treacă controlul din Vama Albița.
Familia lui Valeriu Boboc, tânărul ucis în timpul protestelor din 7 aprilie 2009, a câștigat la CEDO. Astfel, Republica Moldova este obligată să le achite rudelor un prejudiciu de peste 50.000 de euro. Avocatul familiei ne-a spus că Înalta Curte a stabilit că autoritățile de la Chișinău nu au investigat toate aspectele morții lui Valeriu Boboc, cazul fiind tergiversat. După 13 ani, nicio persoană nu a ajuns după gratii pentru moartea acestuia. Decizia în dosarul lui Valeriu Boboc, tânărul ucis în timpul protestelor din 7 aprilie 2009, a fost pronunțată astăzi de CEDO. Potrivit avocatului care a reprezentat familia lui Boboc la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, instituția a constatat mai multe încălcări. Curtea a constatat în primul articolul 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului sub aspect material, prin cauzare morții lui Valeriu Boboc. În rezultat aplicărilor lucrurilor de diferiți ofițeri, agenția statului lui Valeriu Boboc de către angajații de diferitor subdiviziuni ale poliției și forțelor speciale. Loviturile au fost aplicate în timp ce Valeriu Boboc se afla la pământ culcat, nu a pus rezistență și curtea a constatat că nu a manifestat un comportament brutal. Curtea Europeană a stabilit că autoritățile de la Chișinău nu au efectuat o anchetă eficientă prin care să investigheze cum a murit Valeriu Boboc. Curtea a constatat că a fost încălcat articolul 2 sub aspect procedural prin tergiversarea examinării registrărilor video, eșecul identificării post-factum oficial mascați, care au aplicat forța, negarea completă a accesului succesorului părților atamate la celelalte dosare, adică dosarul în privința lui Ompierjă. Astfel, autoritățile de la Chișinău au la dispoziție 3 luni pentru a achita familiei lui Boboc un prejudiciu moral de 50.000 de euro, dar și costurile de judecată în valoare de 7.000 de euro. Dosarul lui Valeriu Boboc a ajuns la CEDO acum 5 ani. Cu 3 ani în urmă, mama tânărului spunea că i s-a cerut să renunțe la acuzații. Vinovatul este statul. Înțapis pe ștorul găsit și acela a plecat și, mă rog, fiecare răspunde într-un fel. Cerea că noi să recunoaștem că statul nu a fost de vină. Schimbul la ce? Ca totul să rămână așa cum este. Și am refuzat. Singura persoană condamnată la 10 ani de închisoare pentru uciderea lui Boboc este polițistul Ion Perju. Acesta, deși și-a aflat sentința în 2015, se plimbă și acum în libertate, după ce a fugit din sala de judecată înainte să fie pronunțată decizia. Acum el este dat în căutare internațională. Valeriu Boboc și-a pierdut viața în noapte de 7 spre 8 aprilie, după ce a fost nobit în bătaie de oamenii legii în piața Marii Adunări Naționale. Tot în acea noapte, alți sute de tineri au fost reținuți de poliție și maltratați în comisariate. CEDO a condamnat Moldova în 10 cauze cu referire la evenimentele din 7 aprilie 2009, iar alte 40 de cereri sunt în curs de examinare. Nimeni nu a stat după gratii pentru ceea ce s-a întâmplat atunci, nici Iacob Gumenița, pe atunci șef al poliției municipale, care este învinuit de depășirea atribuțiilor de serviciu cu aplicarea violenței și filmat cum lovea cu picioarele tinerii căzuți la pământ. Dosarul acestuia se află acum la rejudecare la Curtea de Apel Chișinău după o decizie a Curții Supreme de Justiție. Au fost cercetați penal și ministrul de interne de atunci, Gheorghe Papuc, dar și fostul comisar al Capitalei, Vladimir Botnar. Aceștia însă au fost achitați de Curtea Supremă de Justiție, asta deși inițial Papuc a fost condamnat la 4 ani cu executare, iar Botnar la 2 ani cu suspendare. Absolvenții au susținut astăzi examenul de bacalaureat la limba de instruire. Unii au mizat pe cunoștințele acumulate de-a lungul anilor, iar alții și-au pus toate speranțele în pregătirea intensă de noaptea trecută. Au fost și dintre cei care au întârziat, cu toții însă au fost copleșiți de emoții. De dimineață, în fața liceului teoretic Mihail Berezovski din capitală, era zarvă mare. Elevii din liceele și colegiile cu profil de arte au venit să susțină examenul de bacalaureat la limba de instruire. Emoționați, unii absolvenți au venit cu caietele, repetând de zor. Am scris dintre personaje, dintre rezumate, deja câte ceva. Caracterizări. Aspect, описание, там, функциональные типы текста, речи, там, стили. Вот это еще повторяю. Ну, до этого не очень переживал, в принципе. Готовился. Ну, мне только не нравится, что я буду сдавать в спортзале. Там не очень комфортно. Mă tem să uit ceva, mă tem să-mi scape vreun cuvânt, vreo virgulă. Pentru mulți dintre ei, noaptea trecută a fost una albă. Noaptea trecută am învățat până la 12 și m-am culcat. Te simți pregătit? Într-o oarecare măsură. Emoțiile cum sunt? Nu sunt.
emoțiile lipsesc. Am dormit doar 3 ore, dar nu din cauza la repetat, ci din cauza iarăși emoțiilor, grijilor. Sper să fie bine. Deși susțin că sunt pregătiți, unele întrebări i-au pus totuși pe gânduri. Cine a scris Mărumeții? Mărumeții? Nu, n-am citit Mărumeții. Dar l-ai învățat? Da, nu mi-aduc aminte. Au fost și dintre cei care au avut ghinionul să întârzie la examen. Ca să încurajeze, împreună cu mulți elevi, au venit părinții sau rudele acestora. Lacrimi în ochii de emoții, deoarece asta e nepoțica mea, retrăiesc și eu aceleși sentimente și aceleși emoții ca și ei. Peste 15.000 de elevi din țară susțin astăzi bacalaureatul la limba de instruire. În sala de examen, elevii au avut acces doar cu buletinul de identitate, un stilou și opțional o sticlă cu apă. Telefonul mobil sau alte gadgeturi sunt interzise. După ce au intrat în liceu, ușile acestuia se închid pentru 3 ore, atâta timp cât va dura examenul. După cele 3 ore, unii și-au amintit cu greu subiectele examenului care tocmai s-a încheiat. Trebuie să aminti, dar nu mă filmam. Слава Богу, что знания какие-то есть. Было сначала очень скучно, потому что мы ждали очень долго, пока нам принесут бак, и от этого ты начинаешь немножко нервничать, а еще хочется спать, потому что в кабинете абсолютная тишина. Ну, а fost foarte complicat, mai multe emoții cât am avut în rest. Am scris parcă bine, să sperăm că să fim trecători. Următorul examen de bacalaureat se va susține vineri la limba străină. Și în timp ce absolvenții trăiesc emoțiile din perioada examenelor, colegii lor mai mici au liber la distracție. Mulți copii își petrec vacanța la taberele de odihnă cu sejur de zi. Tabra din cauza că am mulți prieteni, îmi place mâncarea că este gustoasă. Pe lângă copii fericiți sunt și părinții care își pot lăsa micuții aici în timp ce sunt la muncă. Mai multe despre activitățile din taberele de vară aflați la știri. Deputatul din Ucraina reținut în weekend la frontiera Republicii Moldova nu va fi extradat în Belarus, așa cum au solicitat autoritățile de acolo. Procurorul general interimar a emis o ordonanță în acest sens. Totodată s-a dispus și eliberarea acestuia. Responsabilii din cadrul Procuraturii Generale anunță că există riscuri că în caz de extradare în Belarus, țară care a susținut invazia rusă în Ucraina, deputatului nu îi vor fi respectate drepturile. Deputatul Radei Supreme de la Kiev, Evgeni Iacovenko, care a fost reținut în acest weekend la frontiera țării noastre, fiind anunțat în căutare pe linia Interpol, nu va fi extradat. Țara care a solicitat extradare este Belarus, așa că procurorii au analizat statutul persoanei reținute și situația actuală în regiune. Responsabilii de la Procuratura Generală au constatat că deputatul pro-ucrainean a câștigat în 2019 alegerile în regiunea Donetsk, teritoriu puternic afectat de invazia rusă. Totodată, procurorii au ținut cont și de decizia Uniunii Europene de a condamna asistența Republicii Belarus în acest război. În aceste circumstanțe, statutul de deputat al persoanei reținute este extrem de relevant în contextul adoptării soluției de extradare a acestuia către autoritățile competente ale Belarusului. Astfel, aceste constatări ridică suspiciuni serioase de a crede că în caz de extradare acestuia nu-i vor fi respectate drepturile persoanei și nu va avea acces la un proces echitabil, scrie Procuratura Generală. Evgeni Iacovenko a ajuns în Parlamentul Ucrainei în anul 2019, fiind candidat din partea partidului Batkiv condus de fostul prim-ministru Iulia Timoshenko. Ajuns în Rada Supremă, acesta a ales să rămână deputat neafiliat. Presa ucraineană scrie că Iacovenko a fost cel care a luptat în cadrul alegerilor din 2019 împotriva oamenilor oligarhului ucrainean și apropiatului lui Vladimir Putin, Victor Medvedciuk. După victoria obținută în alegeri, Iacovenko a fost acuzat de echipa lui Medvedciuk de falsificarea rezultatelor scrutinului și coruperea alegătorilor. Armata rusă forțează apărarea ucraineană în Donbas. Se duc lupte grele între ruși și trupele ucrainene la Severodonetsk, unde, potrivit președintelui Volodymyr Zelensky, forțele ruse au un avantaj numeric și a cerut aliaților occidentali să suplimenteze livrările de arme. Forțele ucrainene controlează acum jumătate din oraș și continuă să împingă pe ruși înapoi, potrivit guvernatorului regiunii Lugansk. Pentru o contraofensivă și eliberarea completă a teritoriilor ocupate temporar de Rusia, forțele armate ale Ucrainei trebuie să formeze 6 noi brigăzi în număr de 25.000 de oameni și ar avea nevoie de 60 de lansatoare de rachete multiple, spune consilierul prezidențial Oleksii Arestovici.
Armata ucraineană nu renunță la menținerea pozițiilor de apărare a orașului Severodonetsk, unde continuă luptele crâncene. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a admis că forțele ruse au un avantaj numeric, dar a insistat că forțele ucrainene sunt puternice. Наші герої не здають позиції в Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої. Якщо Україна відійде з Сєвєродонецька, обратно його буде брати тяжело, сказав президент, тому що це стратегічний плацдарм для України, для дальнейшей очистки Донбасса от російських військ. И для России сейчас это очень важный момент. Potrivit consilierului prezidențial Oleksii Arestovici, săptămâna aceasta va fi extrem de dificilă pentru Ucraina. Российские войска накопили силы и перешли одновременно в оперативно-тактическое наступление, скажем так, сразу на трех ключевых участках местности, а если добавить ключевых, и очень серьезно, если добавить запорожское направление, то станет совсем весело, а они добавят. Бомбардаментele s-au intensificat și în orașul alăturat Lisiceansk, aflat foarte aproape și mai sus ca altitudine, ceea ce îl face strategic pentru apărarea ucraineană. Mai multe clădiri au fost avariate, precum și piața din oraș, iar un colegiu a fost făcut scrum. 5 persoane au fost rănite. Și orașul Donețk a fost din nou sub bombardamente grele. Предположительно попадание по больнице, сильные пожары идут. Potrivit localnicilor, de 8 ani, Donețk nu a cunoscut atât de multe distrugeri câte le-a primit în ultimele 5 zile. Rusia are nevoie să avanseze pe una dintre principalele sale axe de atac, dacă dorește să controleze întreaga regiune de est a Donețk, potrivit Ministerului Apărării din Marea Britanie. Rapoartele asupra bombardamentelor puternice în apropiere de Izium sugerează că Moscova pregătește un efort renoit pe axa nordică. Secretarul Consiliului Național de Securitate a subliniat că Ucraina are nevoie de mai multe trupe și armament pentru a respinge trupele ruse de pe teritoriul ucrainean. Якщо б у нас були достатньо засобів для того, щоб ми могли захищатися, ті засоби, які ми просимо, щоб нам надали партнери, ну, захист був би набагато, скажімо так, от міцніший. На жаль, поки що так. La două săptămâni după anunțul de la Moscova privind preluarea completă a orașului Mariupol, oficialii ruși au închis orașul pentru carantină din cauza unui posibil focar de holeră, potrivit autorităților ucrainene. Ministerul Sănătății din Ucraina a spus că există riscul aparițiilor de focare de holeră din cauza înmormântărilor în masă și a lipsei apei potabile. Între timp, Rusia a transmis Ucrainei o parte din trupurile luptătorilor ucraineni găsite la uzina metalurgică Azovstal. Potrivit purtătoarei de cuvânt a regimentului Azov, cel puțin 52 din cele 160 de corpuri sunt ale membrilor regimentului Azov. Cadavrele au fost duse la un spital militar în Kiev pentru identificare. În unele cazuri va fi nevoie de testarea ADN-ului. În jur de 2500 de luptători ucraineni de la uzina Azovstal din Mariupol ar fi deținuți în prezent de ruși în Donețk și Lugansk, potrivit președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky. El a adăugat că planurile Rusiei cu privire la tratamentul aplicat prizonierilor se schimbă de la o zi la alta. Rusia se laudă că a ocupat zonele rezidențiale din Severodonetsk și că 97% din regiunea Lugansk se află sub controlul trupelor ruse. Potrivit ministrului rus al apărării, în ultimele 5 zile, 126 de militari ucraineni s-au predat, numărul lor total fiind de peste 6.000 de persoane. Kievul nu a comentat încă aceste cifre. Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман, Светогорск, а также 15 других населенных пунктов. Potrivit lui Sergei Shoigu, în ultimele 10 zile, 51 de echipamente militare străine au fost distruse, inclusiv 12 vehicule blindate de transport de trupe. Также полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецк. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов. Развивается наступление на Попасенском направлении. В целом, на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской Народной Республики. За 5 дней в плен сдались 126 военнослужащих вооруженных сил Украины. Их общее количество составляет 6489 человек. Kievul nu a comentat aceste cifre, însă consilierul președintelui ucrainean Mihailo Podoleac a declarat într-un mesaj video că tot ceea ce a capturat Rusia va fi înapoiat Ucrainei. Це ж війна. Це ж зрозуміло, що йдуть тактичні маневри. Щось віддаємо, щось забираємо. Росіян більше, в них більше техніки. Безумовно, війна йде дуже інтенсивно. Але треба зробити так, щоб кожне село, яке ми віддаємо тимчасово,
а потім забираємо назад, давалось росіянам великою кров'ю. Все, що сьогодні віддаємо, і все, що сьогодні забираємо назад, все буде повністю українським. În acest moment, Rusia controlează orașe mari ca Mariupol, Melitopol, Berdeansk, Energodar și Herson. Un oficial instalat de ruși în Herson a semnalat că Moscova ar putea încerca să organizeze un referendum privind anexarea la Rusia. Pare puțin probabil ca un vot să aibă loc acum, când forțele ucrainene au lansat o contraofensivă în Herson. Oficialii ruși s-au exprimat deja în favoarea organizării de referendumuri în zonele capturate din sudul Ucrainei, dar există puține șanse ca vreun vot să fie văzut la nivel internațional drept liber sau corect. Votul din 2014 în care Rusia a anexat peninsula Crimeea a fost condamnat de către națiunile occidentale ca fiind ilegal și fals. Un eventual atac din partea Federației Ruse asupra Republicii Moldova ar trebui examinat de Chișinău cu seriozitate, însă fără a crea panică în societate. Declarația a fost făcută de consilierul președintelui ucrainean Mihailo Podoleac în cadrul emisiunii În profunzime. Potrivit lui, dacă vor exista asemenea tentative, atunci Moldova va primi ajutor din partea Ucrainei, a României și a comunității internaționale. Podoleac spune că există riscul ca Moscova să atace Ucraina de pe teritoriul regiunii transnistriene și avertizează că în acest caz trupele ucrainene vor reacționa imediat. Rusia rozmatrivaet lyubye scenarii vtorzheniya na te ili inye territorii. Nasha razvedka, bezuslovno, vse vremya otslezhivaet kakie-to tam popytki, prosachivaetsya informatsiya o tom ili inom. I bezuslovno, v preventivnykh tselyakh, podcherkivayu, v preventivnykh tselyakh razvedka obozначаet, chto vozmozhny podobnye ekscessy, v tom chisle po liniye Pridnestrovya, dlya togo, chtoby i Moldova, i Ukraina, my byli gotovy k vozmozhnym scenariyam. Oficialul ucrainean spune că autoritățile de la Chișinău ar trebui să analizeze la modul cel mai serios eventuale scenarii de implicare a regiunii transnistrene în război. Acest lucru însă nu ar trebui să creeze panică în societate. Rusia nu a отказалась от пропагандистских способов давления, запугивания стран, то есть постоянные вбросы о том, что обязательно будет война на территории Молдовы, она должна создать панические настроения в Молдове. Поэтому я говорю, относитесь к этому серьезно, но без паники. În același timp, Podoleac dă asigurări că în cazul unui eventual atac asupra Republicii Moldova, Украина во офере ажутор Кишиневului. Безусловно, в случае возникновения какого-либо эксцесса, координация будет на совершенно другом уровне, и безусловно будет взаимная помощь. Это даже не обсуждается. Точно так же, как будет, я уверен, Молдове помощь со стороны Европейского Союза и тем более со стороны партнерской страны под названием Румыния. Totodată, Mihailo Podoleac spune că Ucraina nu va permite escaladarea conflictului, iar militarii ucraineni sunt dispuși să plătească orice preț pentru libertatea țărilor. Россия сегодня имеет принципиально врага, давайте об этом прямо говорить, это Украина, которая точно будет до конца защищать всю региональную безопасность. И на слово Украины, мне кажется, в Европе уже это тоже понимают, можно вполне положиться. Украине нужно доверять максимально. Единственное, что нам бы хотелось, чтобы Европа все-таки более быстро нам помогала. Вот в этом плане, с точки зрения оружия, с точки зрения там дополнительных гуманитарных конвоев, дополнительного финансирования разных программ. Ситуация в регионе Транснестрана început să se tensioneze la finele lunii aprilie după o serie de explozii. Așa numitele autorități transnistrene au acuzat Ucraina de faptul că a provocat deflagrațiile. Kievul, de cealaltă parte, a dat asigurări că este vorba despre o operațiune sub steag fals a Rusiei pentru a da vina pe Ucraina, în timp ce Rusia a calificat aceste incidente drept o încercare de a atrage acest teritoriu în conflictul armat din Ucraina. Supărat pe faptul că președintele Consiliului European, Charles Michel, a acuzat Rusia de crearea intenționată a unei crize alimentare, ambasadorul Rusiei la ONU a părăsit sala de ședințe a Consiliului de Securitate al ONU. Mr. Ambassador of the Russian Federation, let's be honest. The Kremlin is using food supplies as a stealth missile against developing countries. You may leave the room. Maybe it's easier not to listen to the truth. Cum s-a comentat Vasiliu Nebenzia gestul, aflați în câteva minute la știri. Mai mulți pești morți au ieșit la suprafața lacului din parcul Valea Morilor din capitală. Responsabilii de la primărie susțin că asta se întâmplă din cauza deficitului de oxigen în apă, iar situația se repetă anual la începutul verii. În acest an, autoritățile intenționează să suplinească numărul aeratoarelor existente cu încă 25 pentru a oxigena mai bine apa din lac și pentru a reduce astfel numărul peștilor care pierd.
Aceste fotografii cu zeci de pești morți au fost postate ieri pe Facebook de politicianul Ilian Cașu. Peștii au ieșit la suprafața lacului din parcul Valea Morilor. O situație similară a putut fi urmărită și astăzi. Конечно, неприятно это видеть для нас, для детей, это как бы. Ну, а так, в принципе, как бы всё нормально. Pescarii pe care i-am surprins lângă lac sunt de părerea că situația este una tragică. E foarte mult pești mort în area lacului, nu istuh. Și amoi el când are depus icri. Se zbate de pietre, se traumează și locul traumei se irită. Din motivul ăsta pește moare foarte mult. Ca soluții ar putea fi, sunt plase artificiale chinezești care procurate, pus într-un loc ușor, ca peștii ăsta nenorociți să poată veni să pună icri. Responsabilii de la primărie susțin că anual, la începutul perioadei estivale, peștii pierd din cauza deficitului de oxigen în lac. Chiar dacă în bazinul acvatic sunt instalate 16 aeratoare de oxigen, asta acoperă doar 30% din suprafața totală a lacului. În acest an, autoritățile locale au prevăzut bani în buget pentru a procura 25 de aeratoare suplimentare, însă la prima licitație nu a participat niciun agent economic, iar acum se desfășoară cea de-a doua licitație. Zilnic, serviciile municipale colectează în jur de 30 de kilograme de pește mort, în comparație cu circa 200 de kilograme, cantitate înregistrată până la instalarea aeratoarelor pentru oxigenarea apei, mai spun cei de la primărie. O adolescentă de 16 ani a fost lovită de o ambulanță pe o trecere de pieton din Bălți. În consecință, tânăra a ajuns la spital. Un echipaj de salvare, deplasându-se la o chemare urgentă, având girofarul în funcțiune, cu semnalul sonor conectat, a tamponat o minoră de 16 ani pe trecerea de pietoni. Copila a fost preluată de urgență de un alt echipaj și transportată la Spitalul Clinic din oraș. Fata s-a ales cu o comoție cerebrală și se află în prezent sub supravegherea medicilor. Doi adulți și un bebeluș au ajuns la spital după ce un tir s-a răsturnat în apropiere de localitatea Condrița. Șoferul camionului a încercat să evite impactul cu un microbuz care venea din sens opus și a derapat de pe carosabil. Potrivit poliției, un bărbat de 35 de ani care se afla la volanul microbuzului a intrat pe contrasens fără să se asigure și a fost la un pas de a se izbi de tirul care circula regulamentar. Pasagerii din microbuz, o femeie și bebelușul său de 4 luni, au fost transportați la spital în stare de șoc. Șoferul camionului care a derapat a fost internat în stare inconștientă. Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, a fost la un pas de moarte după ce pe 1 iunie a suferit un grav accident în Munții Bugești din România. Despre asta Sturza a anunțat pe pagina sa de Facebook. Acesta a povestit că în timp ce făcea hiking a alunecat pe o bucată de gheață și a căzut într-o râpă de la o înălțime de câțiva metri. El a fost salvat de salvamontiștii români. Politicianul a mai scris că în prezent se simte bine, fără a oferi alte detalii. Ion Sturza a fost premier al Republicii Moldova între 12 martie și 21 decembrie 1999 și a deținut funcția de ministru al economiei și cea de viceprim-ministru între 22 mai 1998 și 12 martie 1999. Cei mai buni elevi din țară la limba română și istorie au fost premiați astăzi în cadrul unei gale organizate în capitală cu susținerea Guvernului României. Elevii și-au cules roadele după ce au luat locuri de frunte la Olimpiadele Republicane. Invitată specială a evenimentului a fost actrița de peste Prut, Maia Morgenstern. Anisia Spânu este elevă în clasa a 12-a la Liceul Teoretic Mihai Viteazul din Chișinău. Ea a luat locul întâi la Olimpiada Republicană la Limba și Literatura Română. Blondă, stilată și frumoasă, Anisia spune că victoria sa sparge toate stereotipurile. Este ceva incorrect că blondele nu sunt capabile să obțină rezultate frumoase. Cred că cu muncă, cu dorință, datorită aspirațiilor și efortului, putem combina atât frumusețea cât și succesul pe plan personal, cât și pe plan profesional. Iar acesta este Ibrahim. Tatăl său este din Tunisia, mama moldoveancă, iar familia sa locuiește la Căușeni. Elev în clasa 10-a, băiatul a luat locul 2 la Olimpiada Republicană la Istoria Românilor și Istoria Universală. Eu povestesc diferite filme istorice, documentale și aflu o informație nouă. Eu vreau să fiu medic chirurg.
căci vreau să ajut pe oameni să salveze vieți. M-a mirat faptul că el este arab de origine, însă la istoria românilor a atins rezultate destul de înalte. Remarcată s-a făcut și Iana Bălțean de la Liceul Teoretic Lucian Blaga din Bălți. Tânăra a reușit să obțină locul 3 la Olimpiada Republicană la Limba și Literatura Română, fiind dintr-un oraș unde se vorbește preponderent în limba rusă. Foarte mulțumită de mine și mă sunt binecuvântată că am avut o profesoară atât de bună ca profesoara care m-a coordonat. Printre elevii olimpici a fost și Inesa Wexler, unica elevă din Bălți care a luat 2 de 10 din oficiu, fiind astfel scutită de examenul de bacalaureat la limba română și limba străină. M-am pregătit sistematic, a fost o muncă continuă, o muncă de ani de zile, dar am făcut-o cu drag și literatura a constituit pentru mine dintotdeauna o delectare. Invitata specială a evenimentului a fost actrița din România, Maya Morgenstern, care i-a felicitat pe cei mai buni elevi de la noi. Sunt alături de acești tineri, de acești copii, acești elevi ce au decis, au ales să studieze limba română, să studieze istoria, îi felicit. În total, astăzi au fost premiați 78 de elevi din toată țara. Aceștia au primit tablete, e-book-uri, boxe portabile și cărți. Anul de învățământ s-a încheiat, iar părinții care nu au cu cine își lăsa copiii în timp ce sunt la muncă au de azi o soluție, taberele școlare. În 13 instituții de învățământ din capitală s-au deschis tabere cu sejur de zi, unde cei mici au parte de tot felul de activități atât distractive cât și educative. Picii mănâncă acolo de 3 ori pe zi, dorm la amiază și se joacă cât e ziua de lungă. Pentru copiii care frecventează tabăra cu sejur de zi de la Liceul Mihai Viteazul din capitală, ziua a început cu gimnastică. Degetul sus! Umeri în față! Ne învârtim, ne învârtim, ne învârtim, la tabără au fost înscriși 150 de copii și s-au format 5 detașamente, fiecare cu denumirea, sloganul și cântecul său. Apoi au început dansurile. Au urmat și alte activități, în timp ce băieții au bătut cu mingea, fetele s-au jucat în cort. M-am jucat cu mingea și am mâncat bine la cantină. Mie îmi place tabra din cauza că am mulți prieteni, îmi place mâncarea că este gustoasă și să dorm, că să mă odihnesc. Apoi picii i-au plecat la nut. Copiii se vor putea scălda la bazinul școlii în fiecare zi timp de o oră. Aceștia sunt echipați corespunzător în costum de baie, ochelari, căciulă de not și, desigur, sunt supravegheați de profesor. Știi să noți bine? Da, așa. Nu te deburezi ca să te ține la suprafață. Te-ai relaxant și pude. Ion Crețu este profesorul de not care are grijă de copii. Am grijă ca să înnoate corect piste, să țină partea dreaptă, să am grijă, nu să fie incidente. Sălele de clasă au fost transformate în dormitoare pentru ca cei mici să poată dormi la amiază. Am rugat-o pe mama foarte tare mult să mă ajute să merg la această tabără. Am crezut la început că nu o să-mi placă, dar acum că am văzut atâtea activități și lucruri, vreau să rămân aici pentru toată viața. Fiecare detașament este supravegheată de către un învățător. A doilea an sunt educatoare în această tabără vitejii, cu elevi foarte ingenioși, educați, seamănă cu noi. Depinde de noi, știți? Că dacă om fi noi pasivi și copiii stau pasivi. Copiii vor avea parte de jocuri distractive și educative timp de 15 zile. Tabăra vitejii are o tradiție de ani de zile de a primi în vacanța de vară pe copiii din incinta instituție pentru a se socializa, a face cunoștințe, prietenii noi. Conceptul taberei este dinamică, sănătate, educație. Copiii sunt hrăniți de 3 ori pe zi. Foaia de odihnă este achitată în proporție de 80% de primărie, în timp ce celălalt de 20% de părinți. În total, în capitală au fost deschise 13 astfel de tabere de odihnă cu sejur de zi, iar pentru asta, din bugetul primăriei, au fost alocate 2,15 milioane de lei.
Legendarul fotbalist Ronaldo Nazario a pierdut un pariu și va trebui să parcurgă circa 500 de kilometri pe bicicletă. Acesta a pariat că formația Real Valladolid va promova în prima ligă valorică, lucru care însă nu s-a întâmplat. Tot la știrile din sport, în câteva minute aflați cum s-a încheiat tradiționala cursă de alergare după roata de cașcaval desfășurată în Marea Britanie. Rămâneți cu noi! Ambasadorul rus la Organizația Națiunilor Unite a părăsit ședința Consiliului de Securitate ONU după ce președintele Consiliului European, Charles Michel, a acuzat Rusia de crearea intenționată a unei crize alimentare. În timp ce diplomatul ieșea din sală, Michel i-a spus că probabil e mai ușor să nu asculți adevărul. Ulterior, ambasadorul rus a spus că a părăsit sala din cauza că nu putea să asculte minciunile președintelui Consiliului European. În timpul conferinței Consiliului de Securitate al ONU, președintele Consiliului European, Charles Michel, i-a arătat ușa ambasadorului rus, invitându-l afară dacă nu dorește să audă adevărul. Mr. Ambassador of the Russian Federation, let's be honest. The Kremlin is using food supplies as a stealth missile against developing countries. You may leave the room, maybe it's easier not to listen to the truth. Charles Michel a făcut referire la milioanele de tone de cereale și grâu blocate în containere și nave în portul ucrainean Odessa de navele de război rusești din Marea Neagră. Într-un comentariu pentru agenția de știri Reuters, diplomatul rus Vasili Nebenzia a spus că nu a mai putut rămâne în sală și l-a acuzat pe Charles Michel că distribuie minciuni. În cadrul ședinței, înaltul oficial european a condamnat și violența sexuală folosită ca armă de război de soldații ruși și a pledat pentru judecarea acestor crime. Aceasta a fost una din principalele teme ale ultimei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU. These reports include horrific accounts of sexual violence. More and more allegations show Russia's soldiers sexually assaulting women and girls as well as men and boys. We've heard from Ukraine's foreign minister of multiple cases of sexual violence by Russian soldiers in Ukrainian cities that were under the control of Russian forces. We've heard from Ukraine's deputy prime minister that Russian soldiers raped Ukrainian women for hours and then killed them. În luna aprilie, Organizația Națiunilor Unite a cerut o investigație independentă asupra violurilor și violenței sexuale în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, după apariția de informații conform cărora civili, inclusiv copii, au devenit victime ale agresiunilor sexuale din partea forțelor militare ruse. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 0222136645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 0794005008. O seară frumoasă să aveți!